Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre fabricarea alcoolului prin fermentație. Principiul fabricării alcoolului din cereale și cartofi este următorul. Amidonul din cereale și cartofi este transformat în maltoză, un zahăr mai simplu, cu ajutorul maltului orz încolțit, care conține enzime numite diastaze. Maltoza, care este un zahăr fermentescibil, este transformat în glucoză cu ajutorul maltazei, enzimei din drojdie, apoi glucoza se transformă în alcool și bioxid de carbon cu ajutorul enzimei zimaza, care se găsește tot în drojdie. Pentru separarea de restul substanțelor alcoolului, rezultat se suprapune distilării, care se face cu vapor de apă și coloane înalte de distilare. Vaporii de apă întrinează alcool și, trecând printr-un răcitor special, se condensează. După distilare în aparate cu coloană, urmează o distilare fracționară, numită rectificare, care are drept scop purificarea alcoolului până la concentrația de 96-97% grade. Distilarea și rectificarea se poate face separat sau concomitent. Alcoolul distilat la 78 de grade, densitatea este de 0,789. O stimă și respect față de persoanele care mă videoclipul. Eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare în un videoclip. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!